Dacă vorbim despre relații consulare, vorbim despre românii din afara granițelor și v-aș întreba dacă vedeți necesitatea unui proiect al de lege a votului prin corespondență. Au existat de-a lungul anilor, a avut domnul ministru Adrian Cioroianu o inițiativă care s-a blocat pe undeva prin Parlament, a avut domnul Baconschi o astfel de inițiativă. Se vorbește despre crearea, facilitarea votului, unui drept al cetățenilor români din afara granițelor, pentru a-și îl putea exprima într-un mod mult mai ușor și cu o cheltuială mai scăzută. Asigur că forma în care se votează trebuie să vină continuu spre votant, spre cel care votează. Acesta este clar. 2. Votul prin corespondență e o practică destul de răspândită în lume. Nu e nicio problemă în acest sens. Deci, la rândul nostru, suntem pentru a dezvolta forme noi de vot, inclusiv votul prin corespondență. Aici trebuie însă mare grijă. 1. Votul prin corespondență nu trebuie să malformeze votul celui care apelează la această formă. 2. Votul prin corespondență trebuie să lase să se poată oglindi voința electoratului. În România, sigur, discuția s-a deformat de la început și datorită unor declarații complet neacoperite, complet neinspirate, ale unor oameni chiar din Ministerul de Externe, care promiteau milioane de voturi pentru nu știu ce partid. Or, să fim serioși, acestea sunt afirmații nu numai hazardate, sunt afirmații chiar ilegale. Nu vreau acum să fac un comentariu mai larg în sens juridic. Deci votul este pentru că în România discuția a fost introdusă pe un canal foarte deformator, să nu formulez altfel, să fim cât se poate de elegant. Ori, votul prin corespondență e clar că are viitor, dar, repet încă o dată, el trebuie astfel făcut încât să nu existe nici măcar pentru potențialul răufăcător șansa să malformeze ceea ce votează oamenii. Aveți un plan gândirea unei modalități în care s-ar putea întâmpla asta sau deocamdată pentru mandatul dumneavoastră lăsați? Deocamdată suntem în situația aceasta. Proiectul de lege, știți bine, a fost retras de guvernele anterioare. Alegerile care vin sunt aproape de noi, încât nu cred că mai trebuie șocat sistemul cu noi soluții, dar e clar că, în perspectivă, se va apela și la această formă de vot, repet, însă sub un control cetățenesc, normal, încât să nu deformăm voința electoratului.